A fost o seară specială pentru colega noastră de la Antena 3, Laura Nureldin. Jurnalista și scriitoare a lansat al doilea volum din seria Regii Timpului. Laura a avut lângă ea zeci de prieteni, dar și pe cei mai înfocați fani, care îi sunt tot prieteni, căci o cunosc din cărți. Au fost oameni cititori care mi-au cerut volumul 2, au fost oameni care nici nu terminaseră primul volum și da, mai scrii, nu? Mai scrii, adică vreau să faceți pita că nu știi ce s-a întâmplat până la coadă, nu! Vreau să văd în continuare. Așa e Laura. Când povestește, îți captează toată atenția și când scrie, scrie exact când și cum vrea ea. De multe ori în engleză, noaptea, lângă un pahar de vin sau... Cum ziceam, aia a fost marketing. Nu, dau pe plată cu lume. Știi cum se spune? În vin există înțelepciune, în bere există veselie și în apă există bacterii. Da, bine, beau vin de plăcere, nu beau vin neapărat în calitate de combustibil pentru scris, că pentru scris combustibilul vine de aici, nu dintr-o sticlă. Laura Nureldin și-a lansat acum cea de-a doua carte, Regii Timpului, Eroare. Volumul a fost prezentat și la Bookfest, dar seara trecută a fost lansarea oficială. Pe o terasă, la înălțime, în centrul Bucureștiului și a fost exact ca între prieteni. Toată lumea s-a simțit bine, iar ea a fost, cum o știm, zâmbitoare, dar și cum o știm, mai puțin. Nu cred, dar ai avut emoții. Da, normal. Dar am și zis și dacă ar fi, nu știu, să dea Dumnezeu să fie 100, tot așa aș fi. Da. Laura este colega noastră de la Antena 3 și dacă vi se întâmplă sau vi se pare tare serioasă pe ecran, e pentru că acolo vedeți mai mult omul de televiziune. La televizor vorbești întotdeauna despre alții. Într-o carte, indiferent dacă este autobiografică, ficțiune sau ce-o fi, vorbești despre tine, direct sau indirect. E cu totul altceva. Prietena în primul rând sau cititoarea? Prietena, în toate rândurile. Dar cititoare, prima cititoare. Și o cititoare extrem de rea. O felicit pe Laura, felicit editura pentru minunea asta de a face o carte. E o fereastră într-un zid. De data asta este o lume științifico-fantastică. Este o autoare complet atipică. De foarte multe ori scriitorii nu prea reușesc să fie în cărți exact la fel de naturali cum sunt în realitate, atunci când stai cu ei așa la o bârfă, la o discuție. O să fie un succes extraordinar. Așa sper, așa cred. Este o scriitoare născută. Asta se simte din felul în care scrie, din felul în care aranjează frazele. Pe Laura o vedeți mâine la muncă, la munca din televiziune. Când ajunge acasă, redevine Laura scriitoarea, căci pregătește și cel de-al treilea volum din Regii Timpului. Iar noi ne pregătim să-l citim. Bărbatul râse și, fără să ceară voie, se așeză lângă ea.